Victor Prunaru și a echipei sale în Huda lui Papară. Huda lui Papară, peșteră puțin cunoscută, dar deosebit de spectaculoasă de pe Valea Arieșului, e o grotă a apelor. Trei pâraie cu nume alpin, Valea Poenii, Valea Seacă și Valea Cheii, ce izvorăsc din stâncile Ponorului, dispar aspirate de adâncul masivului Bedeleu în Muntele Vânătare. Reapar după 5 km din peștera Huda lui Papară, la baza unui abrupt de calcare, ca un singur pârâu generos, botezat, de acum îmblânzit și expresiv, Valea Morilor. Nu prea se știe dincolo de legende de unde îi vine numele atât de ciudat, Huda, jânca lui Papară. Sunt mai multe legende, una dintre ele spune că ar fi existat un haiduc aici ce avea o vorbă: dacă mă superi, stragul bătaie, te fac păpară. Și a doua, mai simpatică, ar fi existat un bătrân și o bătrânică, bătrâna zgârcită, chiar lângă peșteră, în casa de jos. Bătrânica mai zgârcită nu-i dădea moșului să ia chiar nimica, moșul zicea că merge să prindă păstră din gura peșterii și întotdeauna ducea câte un ou, două, cât reușea să fure de la găinuțele lor, le ascunde acolo și într-o bună zi, când i s-a umplut-o cu șarcă, a mers la târg la Sălcioa. Iar acolo a început să strige, hai la ouă, hai la ouă, cum vindeau un ou sau două, își cumpărau șnapți iarăși, până când s-a pilit. Iar după ce a căzut, ouăle din coșarcă i s-au făcut papară și se uită așa supărat la ouăle făcute papară și zice, hai la papară. Explorată de-a lungul la aproape 2 km de coridoare, săl și firide, peștera e din 1969 protejată sub formula consacrată de Monument al Naturii. Rezervația e formată mai ales din spectaculoase formațiuni de calcare masive provenind din Jurasicul Superior. Zona strict protejată o constituie și peretele de asemenea calcaros, în care se deschide marele portal al peșterii, precum și galeriile ce răzvat, contorsionate și sugrumate, prin măruntaiele munților până la o altă peșteră, Dalbina, ce are intrarea departe în rezervația Vânătările Ponorului. Pentru că trebuie spus, Huda lui Papară face parte dintr-o adevărată rețea subpământeană, o enormă succesiune întortocheată de tuneluri și săli, parte largi și înalte, parte înguste, cu înfățișare sălbatică de stânci răsucite. Un drumeac de câțiva kilometri te duce la mănăstirea din preajma intrării în subteran. O intrare destul de largă, precum vedeți. În peșteră însă, lucrurile se complică. Huda lui Papară e o peșteră dificilă pentru oameni vânjoși și antrenați, gata să accepte provocarea unor strâmtori, pregătiți pentru cățărări și traversări de alpiniști. Mai mult, cele trei torente care au săpat-o sunt capricioase. E de ajuns o ploaie mai îndesată și viitura inundă coridoarele și culoarele grotei, măturând totul în cale. Un turist obișnuit poate să ajungă eventual până la prima punte care a mai rezistat din amenajarea făcută în 86 și eu mă bucur că atâta doar a rezistat din amenajare. Chiar prieteni de-ai mei și eu am scos din funcțiune mai multe punți pentru că e păcat ca o astfel de peșteră să o lași fără ghid, deoarece nu toți turiștii vin doar să vadă. Mulți nu sunt educați, vin să strice, fac mizerie, strică stalactite, stalagmite care au crescut poate în zeci de mii de ani și ne trezim mâine pe mâine fără această bogăție superbă, o adevărată bogăție a peșterii. Așa încât aventura noastră de scufundare subpământeană începe prudent în zori. S-a anunțat ploaie spre prânz, ne grăbim încercând să prindem câteva ore uscate. Inutil. E încă primăvară. Zăpezile din Apuseni abia s-au topit, apele sunt încă mari. După nici 10 metri de la gura peșterii încep torentele. Ca să avansăm prin galerie trebuie să ne cățărăm pe stânci. Pereții de piatră sunt colțuroși. Apa se prelinge de peste tot. Cascadele ne udă până la piele în câteva minute. Stâncile sunt alunecoase. Un vuiet amenințător vine din întuneric, din miezul adânc al munților. Victor se riscă în poziții acrobatice pentru a putea filma pietre răscolite și șuvoaie, frământate de necruțătoare furtuni geologice. Și când te gândești că o cameră de filmat cântărește 20 de kilograme. Lanternele noastre palide de-abia deslușesc prin beznă umbre tăioase, forme necunoscute, zbârcituri ale unei planete scufundate. Ne apropiem încet încet cu sentimentul că pătrundem printr-o cascadă fără sfârșit de sala cea mare, sala minunilor. Dar dezamăgire, trecerea e inundată, nu se mai poate înainta. E târziu, riscăm, în cel mai precis și mai opresiv sens al cuvântului, să ne prindă ploaia. Ne întoarcem.
Am scăpat cu bine. Ne strângem un pic în ciudați aparatele, ne îmbrăcăm cu ce avem mai uscat, iar Sala Minunilor rămâne un proiect al unui alt anotimp. Sperăm într-o toamnă mai secetoasă. Da, asta este o... Aici ar trebui bărci în peștera asta, ar trebui o chestie de asta, cum să spun eu, foarte, o expediție elaborată, știi, până pusă la punct. E o piscină prost amenajată, se pare, după cum arăta Victor. În mod evident, Victor ar fi fost mai degrabă, mai bine primit acolo în costum de scafandru decât în haină obișnuită. Da, Huda. M-am întrebat de unde vine Huda. Deci în copilărie, străduțele înguste din satul meu, ulicioarele, se chemau hudițe, deci fundături. Aha. De acolo trebuie să vină, asta trebuie să semne Huda. Hudiță, Hudă. Te lasă să speculezi liber, nu știu. O să caut pentru un dicționar de regionalisme, da. Dar să știi că limite la cartofi în plus n-avem. N-avem. Este gustoasă mâncarea asta, este bogată. Radu, ți-am apreciat-o, deși oricum tu ai mâncat mai puțin ca mine. Este, m-a fascinat filmul, să știi. Dar vreau să-ți arăt cum se fac. Prieteni, haideți să vedeți ce simplu și ce la îndemână e să faci cartofi umpluți cu orice.